Gabriel Constantin Popescu, mă numesc, sunt profesor de dirijat în departamentul de dirijat cor al Universității Naționale de Muzică și săptămâna aceasta am sărbătorit împreună cu conducerea universității printr-o diplomă de recunoaștere a activității mele 32 de ani de prezență la această catedră a universității. Dar cu acele prime două serii de studenți din anii 90 și 95, rezultatele au fost foarte bune, iar formația corală alcătuită din acei studenți ajunsese la o calitate muzicală, expresivă deosebită. Călin a devenit studentul meu în 1995 și a învățat împreună cu mine toate materiile corale. Dirijatul de cor, ansamblu coral, practica artistică, toate se desfășurau împreună în formația corală din care Călin făcea parte la partida de tenor. Fiind un artist de atunci în plină devenire, sensibil, expresiv și talentat, cu o bună instrucție muzicală, am colaborat cu mare bucurie și sper că a fost din ambele sensuri. Și am încercat să îmbunătățim permanent sonoritatea, performanțele vocale și performanțele corale ale întregii formații, cu care, așa cum vă spuneam mai devreme, am ajuns la niște performanțe foarte frumoase. Relația mea cu Călin, comunicarea cu el de fiecare dată a fost firească, deosebit de caldă și respectuoasă din ambele sensuri. Faptul că el avea o activitate mai prodigioasă decât ceilalți colegi al lui, îl făcea în ochii mei un om complex. Urmăream această complexitate, încercam să-l ajut în devenirea lui profesională și el răspundea de fiecare dată cu sensibilitatea și cu finețea care îl caracterizează. De asemenea, Călin era în mod fatal, eu știu, în centrul atenției, era urmărit de colegii lui, iar eu încercam să îndrept această, să canalizez această admirație și această atenție a lor către părțile bune, frumoase și pe care le serveam împreună în cântul coral, în disciplina pe care o studiam, dar și în celelalte domenii ale învățământului muzical. Contribuția lui la ore era foarte bună. Mă bucuram de fiecare dată când el venea alături de mine pentru a studia și a ne desăvârși în arta gestului dirijoral. Mă bucuram atunci când observam că exemplul lui este preluat și de colegii lui, de ceilalți colegi ai lui, și când el reușea să fie un catalizator, un lider de opinie și să creeze această atitudine către cântul coral de admirație, de bună realizare a demersului educațional și coral. Toată perioada asta știam foarte bine și eu și Călin că el activează și în domeniul altui gen muzical, muzica ușoară, pop, rock,
Și priveam lucrul ăsta cu multă simpatie și cu multă bucurie, pentru că fiind copil talentat, îmi făcea plăcere să mă uit la emisiunile Școlii Vedetelor, să îi urmăresc evoluția și pe plan muzical, dar și pe plan actoricesc, și mă bucuram de fiecare dată de succesele și de bucuria lor de a cânta și de spontaneitatea și de calitatea muzicală a evoluțiilor lor. Niciun moment n-am simțit o neglijare a studiului de la universitate din această cauză, ba mai mult, lucrurile se împleteau organic, firesc și cu îndoite satisfacții din punctul meu de vedere și cred că și al lui Călin. De altfel, în seria aceasta de studenți și alt colegi ai lui Călin făceau parte din Școala Vedetelor. Îmi amintesc cu plăcere de cele două Mihaele, Mihaela Cernea și Mihaela Florea, care cântau și jucau alături de el în Școala Vedetelor. Mai era și Titi Bălteanu și alții colegi ai lor cu care, așa cum spuneam mai devreme, făcea niște lucruri minunate. Și iată că într-o zi m-am trezit cu Călin că vine să-mi propună o colaborare, un lucru deosebit de care am fost extrem de încântat. Noi pregăteam concertul de final al anului 2 și posibilitățile de înregistrare ale conservatorului în acel moment erau destul de precare. Era domnul inginer, cum îi spuneam noi, domnul inginer Moisil, care stătea cu un magnetofon de școală veche în buza scenei și înregistra. Ei, iată că studentul meu, Călin Giambașu, a venit să-mi propună să vină cu prietenul și colegul lui de la Școala Vedetelor, sunetistul lor, și să realizeze o înregistrare profesională a concertului nostru. Am fost teribil de bucuros și, într-adevăr, avem acum această amintire minunată a acelor ani, această înregistrare de nivel calitativ și dovada că, în acel moment, corul anului de studiu 2 din seria 95-2000 suna bine, zic eu.